Vasile Pricop, de 85 de ani, este domiciliat în comuna Vadu Moldovei, sat Ioniasa. Sâmbătă dimineață, pe 28 februarie 2015, octogenarul a plecat de la domiciliu cu scopul de a se deplasa în comuna Fărăști. Bătrânul se deplasează cu ajutorul unui baston din lemn. Are 1,55 m înălțime, 60 de kg, constituția astenică, păr și ochi căprui. Când a plecat de acasă, purta o căciulă de culoare închisă, un cojoc din piele de culoare deschisă, pe de sub o bluză din material textil de culoare deschisă, pantaloni de culoare deschisă și cizme cu imprimeu Militar. În cazul în care dețineți date cu privire la persoana în cauză, sunteți rugați să apelați poliția prin 112.